și vreau să spun că sunt nu mândru, extrem de mândru de faptul că într-un an de zile, așa, de fiecare dată când ne-am întâlnit în meeting, pe diverse probleme, de la hârtia, de la toaletă, până la hai să vedem cum învățăm și mutăm nu știu ce ore, deci orice subiect, nu s-a luat o decizie de aiure. Cred că asta se poate obține și fără uniformă și mândria apartenenței la, la ceva. Iar ei sunt, sunt chiar mândri că fac altfel și că au timp de, de ei, că n-au teme. Da. Pentru că și asta creează un... În școlile tradiționale ei sunt separați. Clasa 6-a comunică doar cu clasa 6. Exact. Iar a 7-a face bullying pe a 6-a. Aici exact. Îi forțezi într-o formă să discute și cu cei mai mari și eventual să găsească niște repere de comportament, iar cei mari învață cum să conducă, how to lead sau să-și rezolve problemele cu cei, cu cei mici. Bine v-am găsit și bine ați venit la acest nou episod al podcastului Excelent de Bine. Am astăzi un invitat deosebit care a venit în, de fapt nu a venit în țară, ci este din țara asta, dar care a venit cu o idee și cu niște idei extraordinare pentru tineri, pentru copii și pentru tineri. Și mi s-a părut extraordinar interesant de ceea ce face și am ținut foarte mult să vină, să fie aici și să prezentăm publicului larg despre proiectele lui și ceea ce face cu copiii, pentru că ceea ce se întâmplă mi se pare senzațional. Așa că nu o lungesc foarte mult, ci urez bun venit lui Ovidiu Atanasiu. Ovidiu, mulțumesc că ai... Bine ai venit în primul rând și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Și mă... bună! Așa. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Vorbim în primul rând despre tine, cine ești, ce ești. Da. Adică pe lângă partea aia oficială, sunt fondatorul, ești fondatorul, de fapt, în primul rând, Success Academy, corect? Da. Success Academy este, de fapt, ceva ce ai creat pentru copii. Copii și adolescenți. Copii și adolescenți, exact. Care a fost scopul și de unde ai plecat? Sau cine erai dinainte de Success Academy? Hai să o luăm altfel. Cred că există un Dumnezeu și te conduce așa într-o formă, pentru că eu de 23 de ani fac training. Zona de business, training-uri de vânzări, management. Și știindu-ne cu background-ul ăsta, partenerii noștri, pentru că Success Academy este un parteneriat, și ei lucrând deja cu copiii, au venit și ne-au spus, avem foarte mulți părinți interesați de programa de dezvoltare personală, hai să facem ceva pentru ei. În prima fază am spus, copiii, nu e bine. Știu, da, cunosc. Nu e bine, dar am zis, ok, hai să vedem ce se întâmplă. Și am avut cea mai frumoasă surpriză din viața mea de trainer. Pentru că eu cu adulții în sală mă cam chinuiesc la propriu. Așa. Sau mă chinuiam, că acum e foarte rar când mai fac training. Și în sensul că adultul nu prea mai vrea el să învețe. Sau dacă îl mai trimite și firma la training, cu atât mai mult. Și de obicei, cam jumătate de zi, era așa un fel de animatoare ca să-i câștigi. Așa. Și după aia începea și treaba și puteam să facem ceva. Ei, când am întâlnit cu adolescenții, când au fost exact la 180 de grade, erau avizi de cunoaștere, să afle lucruri. Așa. Și erau, cum să spun, nu le dădeam teme, da. Dar săptămâna următoare ei veneau deja cu lucruri observate, puse în practică, făceau ceva, deci făceau câte un pas. Și am trăit, cum să zic, satisfacția aia pe care recunosc că o pierdusem în sala clasică corporatistă de așa, training. Da, da, da. Și zic, wow, unde, mi unde se pare... deja cu fețele alea plictisite, da, încă un training. Da, da. Ce vrea și eu să spun. Cunosc. Și atunci am zis, ok, hai să facem, mi se pare ok. Inițial a început ca un, cum să-i spun, proiect de weekend. Hai să facem ceva în weekend for fun, dăm înapoi.
Dar proiectul a crescut în 7 ani de zile foarte, foarte mult. Acum lucrăm anual cu peste 500 de copii. Copii și adolescenți. Okay. Aici în București? Aici în București, da. Uh-huh. Am format o echipă de peste 20 de traineri. Uh-huh. Care lucrăm în momentul ăsta. Uh-huh. Și facem exact ce școala nu face. Ăsta e și sloganul nostru. Uh-huh. Care a fost creat de ei, de copii. Aha. Sloganurile noastre, pe ambele proiecte, sunt făcute de tineri. Uh-huh. N-am apelat la o agenție de publicitate. Sau ați apelat la cea mai bună agenție. Cea mai bună, exact. Foarte exact. Creativă, de altfel. Exact, exact. Uh-huh. Pentru că ne-am pus problema... M-am dus, când am început proiectul, am zis, ok, hai să vedem ce facem cu ei. Simțeam nevoia de structură în program. Și zic, hai să ne legăm de mediul de business. Uh-huh. De ce se cere unui om în... Și m-am dus, bineînțeles, la clienții mei de atunci. Erau fie oameni de HR, uh-huh. fie oameni din sales sau management. Așa. Și am întrebat, care e treaba cu oamenii? Și tot mi-am zis același lucru. N-avem oameni pregătiți. Lucru uh-huh. care se întâmplă și azi. Uh-huh. Și zic, mai ok, dar mai pregătiți și voi, pentru că și compania de să facă un efort, că nu, că nu îi pregătim, dar nu sunt pregătiți la lucruri basic. Zic, care sunt alea? Nu știu să comunice, uh-huh. nu știu să rezolve probleme, nu știu să asumă responsabilitate, nu știu să ia decizii, nu știu să argumenteze, nu știu să facă, să vorbească public, nu știu limba engleză, să vorbească. Uh-huh. Și am început să strâng de la fiecare liste întregi. Când m-am uitat pe liste, am avut un șoc, pentru că recunosc că am trăit în bula mea de undeva acolo sus, nu m-am uitat niciodată. Dar atunci am conștientizat prima oară și m-au luat cu tremurici pe șina spinării, că între output-ul unui sistem de educație și input-ul piața de muncă, în momentul ăsta nu e nicio legătură. Absolut orice skill care este cerut în business acum, el nu este antrenat de școală. Exact. Și când am văzut prăpastia, uh-huh. am zis, ok, noi nu putem să facem asta într-un an. Corect. Sau într-un curs. Și așa a apărut Success Academy. Am lucrat aproape un an de zile la program. Uh-huh. Contenturile le aveam pentru că ele existau din toți anii din spate, dar au trebuit readaptate la mentalul tinerilor. Corect. Să învățăm noi de la ei în primul an exemple și tot ce înseamnă pe zona asta și a ieșit pe 6 ani. Wow. În momentul ăsta, Success Academy este, are chiar formatul unei academii de corporație, pentru că de acolo am plecat. Mi-am participat la construcția 11 academii de corporație în România. Așa. Și am preluat unul din modelele, adică cel mai de succes model la care am lucrat aici, o companie de telecom. Și pe același sistem am construit piese puzzle-uri, piese și în momentul ăsta este cel mai complex program de dezvoltare personală, leadership și antreprenoriat, program multianual. Pentru că un copil poate să stea alături de noi și să meargă în paralel cu școala lui clasică 6 ani de zile. Aha. E ca o formă de after school sau cum este? Nu e after school, se desfășoară doar în weekend. A, doar în weekend. Și păstrează structura unui școlar. În săptămâna în care se lucrează la școală, în weekend lucrează și cu noi. Mm-hmm. Deci ei vin în weekend și, și acum sunt șocat de faptul că nu știu, poate cei mici de gimnaziu, adică 11-14 ani, poate sunt mai submisivi, dar de multe ori nu mă trezesc din... mi se pare că e ca într-un vis. Așa. Faptul că ai, nu știu, 200 de adolescenți care în mod normal ar putea să fie un weekend în centru vechi. Corect. Să bea un cico. Așa îi se spune. Așa. Și cu toate astea ei aleg să vină, pentru că nu-i forțează nimeni să vină, aleg să vină la succes. Și când îi întrebi, că mai fac câteodată glume cu ei. Da? Păi, ce ești aici? De ce nu ești un... Unde să fiu acolo? De stau cu loserii aia acolo. Okay. Bine că ești un șmecher. Nu, vin de plăcere. Vin de plăcere. Și câte ore se desfășoară programul? Cu cei mici lucrăm 2 ore. Se lucrează dimineața. 9:30, 11:30, de la 12 vin adolescenții. Adolescenții au 2 sesiuni, deci 4 ore în fiecare săptămână.
O sesiune în limba română, una în limba engleză. La juniori, o săptămână se lucrează în limba română, că e doar o sesiune, o săptămână e în engleză și alternează lucrurile. Și vin două zile? Sau nu, o singură. O singură zi, nu. Păi n-au cum, pentru că e criminal sistemul în care ei există. Au meditații, au teme, au unii hobby-uri, mai dacă mai fac și un sport, și atunci au programul nu încărcat. Un tânăr adolescent ajunge undeva la 10 ore pe zi, este on move, facă lucruri. Și nu poți să-i, nu poți să-i mănânci două zile, semna să nu mai aibă nicio zi liberă. Nicio zi liberă, da. Și de acolo, deci din această experiență a Success Academy, pas cu pas s-a născut un alt proiect, o altă dorință și un alt proiect. A fost și vis? Adică a fost și acolo o dorință în sensul de vis sau a fost o, s-a perceput ca o necesitate ceea ce se întâmplă cu AM? Nu, au fost niște inputuri la început. Uh-huh. Adică încă de la prima grupă din Success Academy, cu care și acum suntem prieteni, au terminat, unii au terminat facultatea și sunt adulți în momentul ăsta. Ei ne-au zis prima oară că ce bine ar fi să venim la școală ca la voi. Și m-a surprins, mi s-a părut foarte interesant, zic, dar cum ca la noi? Și am zis ei, păi nu, să fim așa relaxați și să învățăm că ne place. În momentul respectiv le-am spus, bine, ok, interesantă ideea, mi s-au prins niște ledulețe undeva, dar nu mi-imaginam ce urmează să se întâmple. Și am spus, băi, noi aici facem cursuri, școala e școală, acolo e matematică, fizică. Exact, sunt materii, de fapt. Sunt materii. Deci e puțin diferit, noi nu suntem pe zona asta. Lucrurile s-au, cum să zic, precipitat în mintea mea în momentul în care au început să vină părinți. Odată părinți care au început să-și trimită copiii în străinătate, de exemplu avem o fată care ar fi intrat la noi dacă ei nu plecau din țară. Și au plecat nu pentru că era o nevoie a lor, pentru că aveau joburi super ok, ci au plecat pentru că au zis liceul copilul să-l facă într-o altă țară. Într-un alt sistem. Exact. Asta a fost decizia. Și cu tăticul respectiv am stat de vorbă. Primul a fost Napi, tatăl Carinei, care e la noi în momentul ăsta și care mi-a stat în ceafă 3 ani, 4 ani de acum. Mai dădea câte un telefon și ai mai făcut ceva? Ai mai făcut ceva? Așa, și exact. A fost cel care... Picătura aia constantă. Da, s-a ținut de capul meu și am zis ok, nu pot să fac asta fără un plan. Ideea de a deschide o altă școală privată în București, când sunt atâtea, din start am exclus-o. Ideea de a merge pe o curiculă românească pe care o știu și eu de acum 40 de ani și o știu și alții de 60 de ani sau de mai mult, de asemenea am exclus-o 100%. Pentru că eu auzeam Valea Plângerii în Success la tineri. Și am zis, ok, hai să vedem un partener, trebuie importat un sistem. Primul pas, m-am dus la tineri să-i întreb și am făcut un studiu. Care nu e reprezentativ la nivel de România, dar e reprezentativ la niște tineri open mind, tineri foarte frumoși, inteligenți și care care oricum sunt în contact cu lumea exterioară mult mai mult decât am fost noi, de exemplu. Adică pentru că au internetul, au tot și eu mă uit și la al meu, adică urmărește ce se întâmplă pe afară, dar nu pentru că e internet, pentru că este stilul de viață. Da. Au cu totul alt stil de viață și eu rămân surprins că știe foarte multe lucruri care nu se predau aici. Pe de altă parte, scuze-mă că fac această paranteză, pe de altă parte el a fost... Dar le găsesc în stradă, între prieteni. Da, pe TikTok, pe TikTok, Instagram, adică e foarte interesant cum se comunică chestia asta, însă o chestie foarte interesantă care a fost este după ce a
devenit major și explicam, ok, acum ce înseamnă responsabilitățile, ce înseamnă impozite, ce înseamnă așa că dacă ai mașina o să fie nevoie să... Și stătea să uita la mine și zice, și asta de ce nu ne învață la școală? Că zice, eu termin liceu și îmi cumpăr mașina și habar n-am. Exact. Zic, da, școala nu te pregătește pentru viață. Iertați-mă că asta o spun. Poate unii o să se simtă ofensați sau jigniți, dar așa m-am simțit și eu. Când am terminat liceu și când am terminat facultatea, efectiv, dar când cineva mă întreba și ce știi să faci, nu știam absolut nimic. Da. Aveam un cumul de informații cu care nu știam ce am de făcut. Exact. Exact. Asta se întâmplă și acum. Și asta se întâmplă și acum, da. Însă tinerii de astăzi, totuși, cât de cât au această foame să știe ce să facă. Ce simt că sunt mai pragmatici, mult mai pragmatici decât eram noi, nu știu, și la 18 ani da. Eram încă cu floricele în creier. Nu, la 11-12 ani sunt de un pragmatism din ăla. Spune-mi, what's in it for me? Ce e aici? Da. Nu stau să îmi povestești tu, nu mai au răbdare de asta. Asta e un lucru pe care nu l-au înțeles. Se pare că școala și modelul lor de învățare nu are legătură cu felul în care noi învățam. Corect. Și nu l-au adaptat absolut deloc la, la, la partea la, asta. Da, și la nevoia tinerilor generații. Da. Și aici ai intervenit, adică ai intervenit tu. În sensul că s-a născut această necesitate. S-a născut că i-am întrebat. Și zic, ok, cum ați construit voi școala? Nu vă place, nu vă place, înțeleg. Dar cum ar trebui să arate? Da, vină cu soluția. Foarte dacă tot spui că e o problemă. Zici, totul e... Și am început să spună. Păi vreau o școală în care să fie autonom. Interesant. Un copil care vrea să fie autonom. Adolescent. Da. O școală în care să am spațiul meu și să învăț cum vreau eu. Nu ca în pușcărie, mi-au zis. Ul. M-am speriat. Da, da, da. Zic, stai puțin. De ce deci sinceritatea lor, păi că totodată este foarte da, dură. Dar nu, n-am asociat niciodată în forma asta. Deci, păi tu nu știi cum arată, e un hol lung, cu celule stânga și dreapta, în care fiecare trebuie să stea în banca lui, cu mânuțele, zic, ok, am înțeles. Și avem gratii la geamuri. Exact asta au zis. Și în momentul ăla am avut un flash așa din școală, pentru că și noi aveam la parter, aveam gratii. Da, da. Și zic, da, era un hol lung, cam închis la culoare, exact, și cu toți alergam și intram, zic, uite ce asociere. Să fim egali. Mi-au spus, cum adică egali? Să fie ca aici, în succes, în care ne spunem pe nume nimic, nu contează că tu ai o vârstă, eu am altă vârstă, să simt că tu ești profesor sau zeu și da. Eu sunt ăla micu. Să fie egalitate. Zic, ok. Să colaborăm, nu competiție. Vrem colaborare. Wow. Ceea ce este viitorul. Logic, pragmatic. Ceea ce este viitorul. Spune-ne să fie concret, pe lucruri concrete. Nu să stăm să povestim filozofia atomului și noi nici nu-l vedem sau mai știu ce. Da. Ei, am luat toate lucrurile astea și am zis, ok, cu cine putem să construim? 22 de furnizori pe care i-am selectat și din 22 am început să tai de pe listă. Normal că aș fi preferat să fie un furnizor din Europa. Da. Ar fi fost mai ușor. Numai că m-am lovit în Europa de un tradiționalism extrem, adică formatul, uite ăsta e manualul, așa trebuie să arate școala dacă vreți să fiți. Și îi spuneam, dar nu vreau să fiu așa. Exact. Altfel nu primiți acreditare. Oh, gata. Și zic, ce facem? Păi nu facem nimic. Deci, ca într-un final, chiar dacă și alea de afară, Spania, Italia, arată mai bine și așa, tot sunt sistemele sunt un pic inflexibile. Da, da. Sau da. Mai mult. Sunt foarte inflexibile când ține vorba, când vine vorba de a asigura ceea ce se numește standarde de calitate și care nu zic că nu e un lucru bun, corect. Dar hai să nu le exagerăm. Pentru că în România, spre exemplu, din punctul meu de vedere, este exagerat. Pe standardele de evaluare
ale unei școli, probabil niciuna nu trece în momentul ăsta. Și cu toate astea, cele de stat funcționează. Dar dacă e vorba de o școală privată, ție nu ți se dă aviz, nu treci mai departe. Și atunci nu e ceva... Când am văzut asta, normal, am avut și parteneri din state și până la urmă ne-am oprit pentru că ne-am și înțeles extraordinar de bine și ei și-au dat tot suportul și extrem de important pentru mine faptul că își au construit contenturile, lecțiile intern cu profesorii lor. Am încheiat parteneriatul cu Universitatea din Missouri, care este o universitate de stat și care avea creat departament de educație pe la 1850, când noi nu aveam șosele pe străzi. Și care are cea mai tare facultate de jurnalism, spre exemplu, din lume, considerată. Și cu foarte, foarte multe referințe extraordinare. Bineînțeles că ne-am cerut accesul să văd contenturile, să văd tot ce acolo, manuale, și am văzut. Normal că le-am cerut partenerii să discut cu ei, inclusiv în Serbia am discutat, pentru că există și în Serbia un partener Mizu. Am discutat în Hanoi, în Mexic, diverse școli, pentru că vreau să văd cum au implementat și care e sistemul. Majoritatea au creat tot sisteme clasice, cu ore. Eu am fost mult mai atras de modelul flipped education și aici o să fac o paranteză ca să povestesc puțin ce înseamnă. Și iar am fost atras de ideea școlilor democratice din, dacă știi, Sands sau Summerhill în UK. Da. Modelul lor, fără să fim o școală democratică, adică nu suntem școală democratică, dar deciziile le luăm democratic. Adică eu am un vot egal cu votul oricărui copil, ori tânăr, și când apare o problemă, nu cu ăsta facem ședință. Și vedem ce s-a întâmplat, găsim soluții și după aia votăm soluțiile. Și vreau să spun că sunt extrem de mândru de faptul că într-un an de zile, de fiecare dată când ne-am întâlnit în meeting, pe diverse probleme, de la hârtia de la toaletă până la hai să vedem cum învățăm și mutăm nu știu ce ore, deci orice subiect, nu s-a luat o decizie de aiurea. Iar impactul nostru ca și adulți în votul lor a fost minim. Deci ei, dacă vreau altfel, ieșea... Ok, aici e o provocare, știi, aici. Adică, cum reacționezi tu ca și adult? Ok, ești open mind și... Adică lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă erai pe vechi și ne open mind. Dar totuși, știi, cred că intervine chestia aia. Totuși am experiența. Intervine un dram de poate chiar și orgoliu, pot să spun, bazat pe cunoștințe acumulate, experiență și așa mai departe, și când se ia un vot care nu-ți convine. Nu s-a întâmplat până acum lucrul ăsta, absolut deloc. Pentru că atunci când vine vorba de... asta înseamnă flipped education. Să muți responsabilitatea pe copil. Responsabilitatea predării, pentru că noi nu avem responsabilitatea predării. Profesorul nu predă. Noi nu predăm un profesor. Pentru că ei deci pot. O școală unde este nu un se principiu predă. Montessori care spune ceea ce poate să facă un copil, tu ca adult nu ai voie să faci în locul lui. Și dacă un copil poate, și lucrul ăsta l-am studiat în succes. Deci succes a fost ca un laborator. Un laborator pentru ceea ce se întâmplă. Exact. Și dacă noi am văzut acolo, atunci când aveam sesiuni de public speaking, că le dădeai un subiect și erau capabili să-și ia contentul de pe net și să vină la un nivel de profunzime care te uitai ca un adult și puteau lejer să facă chestia asta, mi-am dat seama că este inutil. Inutil și o pierdere de vreme ca un profesor să-i predea. Dacă tu ai un sistem... Cum se face un public speaking dacă el are informația? Da! E foarte simplu. Noi am învățat tehnica de public speaking. Iar rest, ei umpleau cu conținuturile lor. Asta e scheletul, asta e structura. La fel s-a întâmplat și aici. Dacă s-ar lua un vot, că mi-am pus problema asta, mă întorc puțin la vot, dacă s-ar decide ceva într-o direcție nu ok,
Cu certitudine, ai dreptul de veto? Nu am dreptul de veto, dar cu certitudine aș lăsa lucrurile să continue, pentru că este o lecție de viață. Uh-huh. Și mai mult ca sigur, wow, ar fi revenit în momentul în care ei simt că are un impact negativ asupra lor. Dar ei vor să simtă puterea că, wow, vorbeam mai devreme. Și asta le dă și încredere, de fapt. Până da, da. Că el gestionează, el decide. Da. El arată că este capabil. Și sunt. Da. Noi, părinți, nu avem încredere în copiii noștri. Exact. Pentru că noi vedem bezmetici, cum spun părinții, în momentul în care li se cer diverse lucruri, care vin în contradicție, poate, cu nevoia lor instantă, în momentul respectiv. Da. Și atunci, bă, asta nu poate, asta nu e, asta uite că e cu capul, nu sunt cu capul nor, niciunul. Deci, după un an de zile în care am implementat sistem flipped, în care fiecare e responsabil de programul lui, pentru că model flipped înseamnă că, practic, el vine la școală, are cursuri, da? Cursurile se întind pe un semestru. Fiecare curs are cam 10 lecții. Fiecare lecție are sublecții. Cursul ăsta, și nu e unul, au mai multe, trebuie împărțite în 6 luni de zile. Deci tu ai un timp. Nu poți să depășești termenul ăla pe care ei îl au în sistem. Dacă depășești termenul, reiei cursul. Nu există că dai măriri, că... Nu, o iei de la capăt. Asta înseamnă că ți împinge, spre exemplu, dacă făceam matematica A și nu l-am terminat, înseamnă că eu semestru 2 fac tot matematica A. Deci matematica B... Nu, B1 nu intră. A, B1 nu intră. B1 se duce mai încolo. Aha. Și atunci eu pierd niște timp, iar asta e extrem de important, în special la cei de la liceu, pentru că dacă și-a dus semestru mai încolo, el nu dă examen la facultate în momentul în care trebuie. Și le-am spus, nu, trebuie să fim extrem de responsabili pe lucrurile astea. Iar noi îi ajutăm să-și facă planificările la început, acum și le fac singuri. Și le spunem, astea sunt lecțiile, ar trebui să faci una, două pe săptămână, depinde cum vin. Midterm examen de mijloc de semestru pe prima lecție și au un final exam. Iar din momentul ăla, ei vin în școală, dimineața își parcurg ce au de făcut pe ziua respectivă, au 2 ore de self-study, se numește, self-discovery. După deci învață singuri. Da. Adică, doar ca să înțeleagă, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, este că acest concept înseamnă așa, nu există clase standard alea cum ne-am obișnuit la școală, inclusiv la școalele astea mai deschise, cum e Waldorf, cum e Montessori, ai în principiu clase ca să nu se amestece copiii și așa mai departe. Deci nu există clase, copiii intră în acel spațiu care se numește școală. E un open space. Deci acolo sunt amestecați toți, toate vârstele sunt amestecate. Da, da. Pentru că și asta creează un... În școlile tradiționale ei sunt separați. Clasa 6-a comunică doar cu clasa 6-a. Exact. Iar a 7-a face bullying pe a 6-a. Aici îi forțezi într-o formă să discute și cu cei mai mari și eventual să găsească niște repere de comportamente, iar cei mari învață cum să conducă, how to lead sau să-și rezolve problemele cu cei mici. Pentru că am avut, apar conflicte între ei. Sunt absolut normale. Lucrând cu copii, fac o mică paranteză, am descoperit că dacă gestionez cum trebuie lucrurile, îi responsabilizez pe cei adulți, punându-i să lucreze cu cei mici. Eu asta am descoperit. Adică, dacă îi spun, ocupă-te de ăla mic, wow! Da. Stima de sine este fenomenal. Crește, este incredibil. Și atunci ai un partener asta solid. Se întâmplă la noi, pentru că cel mai important verb în școală, este a ajuta. A cere ajutorul, atenție. A cere. Wow. De ce? Cam nu suntem educați să cerem ajutorul. Deloc. Și a fost greu la început, pentru că vreau să descurce singur. Partenerii noștri din America, când am început, ne-au zis, profesorii sunt la noi, nu aveți nevoie de profesori. Eu, cunoscându-i din succes, am zis, nu, avem nevoie. Și am dublat cu tutori. Tutorul nostru are funcție care de antrenor. Fizic. E fizic în fizic școală. Prezent aici. Da, și este, deși noi îi spunem tutor, el este absolvent pe materia respectivă. Profesor de matematică, este profesor de istorie și așa mai departe. Deci e specializat, nu lucrăm cu oameni care habar nu au ce acolo. Dar,
când vin în școală, ei sunt la dispoziția copilului. Ei sunt exact ca niște antrenori. Copilul trebuie să vină și să-i ceară ajutorul. Pentru că, normal, el face self-study la începutul zilei, dar sunt foarte multe lucruri pe care, nu știu, nu le înțelege. Mare o întrebare. Nu, e ceva acolo. Da, e... Atunci el trebuie să se ducă și să-i ceară ajutorul. La început a fost criminal. Pe cum să-l deranjezi pe domnul? Domnul... Educația. Doar ca să facem o paranteză. Deci școala la tine începe, la voi, la tine, că sunteți o echipă, începe din clasa 6, da. Corect? Adică ca să înțelegem că el intră în clasa 6 și se izbește, are o educație școlară pe care o are și de obicei este acela că profesorul, învățătorul este zeu. Exact. Și aici, să nu-l deranjăm. Exact. Și aici... Și aici e exact pe dos. Exact pe dos. Pentru că tutorul este antrenorul lui. Ca el să reușească la testele, examenele pe care le dă în Statele Unite. M-am bucurat enorm că a fost una din televiziuni, au făcut un material la noi cum arată sistemul și au întrebat-o pe una din studentele noastre, la noi se numesc studenți, care e clasa a 7-a. Cum sunt tutorii? Și răspunsul ei a fost, tutorii? Tutorii sunt ca frații noștri, mai mari. Wow. Și mi s-a părut extraordinar și ce important este. Dar asta o știam. Asta o știam și am vrut-o explicit. Pentru că îți spun în 23 de ani de training, am avut două companii în țara asta care mi-au spus așa. Evaluarea o face o altă companie, trainingul faci tu. Pentru că de obicei, tu, trainer, faci training-ul și la final faci și rapoartele și evaluările. Și cum o să iasă evaluarea când training-ul l-am făcut tot eu? Este un conflict de interese, dar el funcționează pentru că, iar, vorbim de o cultură managerială care mai avem de lucru deficitară un pic. Este exact ca în piața de, nu știu, publicitate, dacă știi, în care cei care fac media nu fac și creația. Exact. Două chestii total diferite și încep să apară niște conflicte de interese acolo care să intre. Și e normal să fie așa. La fel și în piața asta. Iar eu am înțeles lucrul ăsta și am venit și l-am aplicat. Și am zis, nu, voi o să rămâneți tot timpul să evaluați, iar noi o să rămânem tot timpul să pregătim. Pentru că rolul școlii, din punctul meu de vedere, este să-i pregătească ca ei să aibă succes. Promisiunea pe care eu o fac fiecărui părinte este că preiau copilul, indiferent de clasa în care se află, și îl conduc până în momentul în care el este admis la facultatea pe care și-o dorește. Eu nu cred în rolul școlii că ea trebuie să te pregătească să știi matematică, dacă ea nu ți-e utilă. Ea trebuie să te pregătească să ajungi. Am o domnișoară, spre exemplu, care știm exact că o să studieze design la o universitate din Italia. Nu o interesează. Absolut deloc. Partea asta. Trebuie să o facă, pentru că un minim de... Dar putem să... În sistemul de credit american poți să creezi programe, pentru că la ei creditele chiar funcționează, și să fie programe personalizate în funcție de interesul copilului, astfel încât el să nu renunțe la chemarea lui, la hobby-ul, la talentul lui. Și facem inclusiv zona asta de orientare în carieră, care e extrem de importantă. Wow! Inclusiv zona de depunerea dosarelor ca ei să ajungă. Și în tot contextul ăsta îi dai o altă siguranță copilului. Plus că tu ai lucrat cu el, el știe. Știe că din momentul ăla el a fost pregătit și le spun continuu, voi sunteți pregătiți să ajungeți la facultatea voastră. Am copil de clasa 6 care știu că el în clasa 6 are un IQ de 170 și creează aplicații și jocuri. Dacă te uiți la el pe calculator, e ca în Matrix. Și am avut problema asta morală să mă întreb cine sunt eu să mă pun în calea lui. Așa. Pentru că el la 20 de ani probabil va fi următorul unicorn sigur. Da. Și am stat de vorbă și cu părinții. Mama e profesor universitar, tatăl este în Londra cercetător în fizică cuantică. Așa. Și nu l-au dat la un liceu de mate info. Ba da, acolo a fost. Acolo a fost. De acolo vine. Unde el performează la mate. Deci nu e problema asta. Problema este alta. Problema era că nu mai vroia să meargă la școală pentru că
talentul lui în altă direcție și el vrea să facă altceva. Iar acolo la școală el nu vrea să stea ca în... Și atunci am întrebat, și ce vrei să faci? Păi să-i stimulăm talentul. Dacă el este foarte bun în zona asta, exact. Hai să-i stimulăm zona asta. Și am zis, perfect. Din momentul în care l-am lăsat să facă ce face el, am făcut un contract cu el, ghilimele. Da, da, da. Și i-am spus cât timp lucrurile merg A. Noi avem grade-uri. Exact. Poți face orice. Dar vreau să fii la A, la toate. Și la A, la toate. Și în același timp face a devenit responsabil. Lui de programare. Nu-i se impune ce a fost decizia lui. Exact. Exact. Și o face și este independent, doar te duci și îl întreb cum ești. Bine. Unde ai probleme? Spune. Ai nevoie de ajutor? Aici aș avea. Ok, perfect. Mm-hmm. I-ai spus tutor. Da. Da. Sau nu. Uh-huh. Ok, du-te, spune. Sau... Uh-huh. Și asta este tot. Uh-huh. Încă o dată, trebuie să avem încredere, pentru că dacă tu creezi contextul de dezvoltare al copilului și un context normal, natural, organic, ei în open space învață cum trebuie să stea în bănci. Nu trebuie să stea în bănci. Deci nu există nici bănci. Vorbeam mai devreme. Da. Sunt studii când te miști, înveți. Exact. Exact. Îți pui mintea asta, pe pielea mea am simțit-o când în mișcare. Nu poți să-l ții atâtea ore în bancă. Și atunci la noi, dacă vor, își iau un puf din ăla, fotolii din ăla de puf, să duc, se așează undeva, poți să învețe singur, poți să învețe în echipă, poți să învețe în perechi, câte doi. Lucrează în clastere. Clusterele sunt grupulețe de tineri, da, ca să vezi. Așa. Le vedem clusterele în școlile clasice, când se dă pauză se fac clusterele. Se vede, da. Bucățele. Da. Și alea sunt formele în care ei comunică foarte bine, se înțeleg bine. Cum se spune, bisericuțe, se spunea. Da, așa. Da, dar hai să ne uităm din punct de vedere antropologic. Da. Exact, exact. Grupul se sparge în ala. Exact. Aia e forma de funcționare. Tu ca trainer, când lucrezi cu 20 de copii într-o școală privată sau chiar 40 în școlile de stat, nu ai timpul necesar să ne înțelegem să fie acolo. Ei, principiul numărul unu al clusterului este nobody's left behind. În momentul în care un tânăr rămâne în urmă, ceilalți au obligație. Wow. Să sară, să-l ajute, pentru că și există... Da, și să-i explice, și să-l ridice. Clustere sunt compuse din copii de aceeași vârstă? Da. 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 Numai că apropo de mintea de dinozaur, că atunci când treci pentru un sistem de educație rămâi blocat în el, eu am gândit ideea de cluster, pentru că am văzut-o și mi-am imaginat așa, că o să îi împărțim noi sau ei în niște clustere și vor să meargă pe toate materiile. Nu e așa. Ei lucrează matricial. Organic au făcut altceva. M-au dat peste cap la propriu. Când am zis, este wow, wow, wow. Adică la o materie au un cluster, la alta pot să aibă alt cluster. Și la alta alt cluster. Și atunci se modifică în funcție de interes și modul în care învață materia respectivă. Spun, la sciences sunt mult mai ok cu cei doi băieți. Și simt că fac performanță. Și am zis, nu are nicio importanță. Când am văzut, zis, wow, dinozaurul, creierul meu, vedea de fapt clasa mare, clasa mică. Deci eu nu văzusem clusterul real în momentul real. După aia mi s-a revelat după ce am început și am zis, oh, God. Așa este. Și mi-am zis, învățați cum vreți voi. Stați în cap. Dacă rezultatul este bun, foarte bun, nu mă interesează cum o faceți. Stați în cap, stați pe pereți, stați suspendați, stați cum vreți voi. Bineînțeles că mă întrebam, uniforme avem? Cum să aveți uniforme? Așa, da, întrebare. Uniforme avem? Nu, nu aveți uniforme. Cred în spiritul liber și nu cred în armată și a face instrucție cu tinerii. Da, dar uneori știi că, de exemplu, mă rog, eu vedeam, știi, din alea filme cu școlile britanice, alea unde toți au acea uniformă, dar e o eleganță și este o emblemă de apartenență unui grup important, știi? Da. Ei cum se identifică, de exemplu, făcând parte din chestia asta? Pentru că societatea de astăzi, în care că ei de la școală pleacă în societate până la urmă, adică au copii de cartier și așa mai departe, care, așa cum am văzut și la multe școli private,
se poartă uniforma. Da, în România uniforma respectivă nu cumva e mai mult marketing? Ah, posibil. Good point, cum s-ar spune. Pentru că băiatul meu, spre exemplu, care e mic încă, nu prea vrea să poartă uniforma. Nici adică ar prefera să nu fie în uniformă. Nici eu nu. Dar școala o impune. Ah, da. Slavă Domnului că vinerea nu. Vinerea sunt free și pot să facă orice. Așa. Iar în celelalte licee nu prea o au sau oricum o încalcă. Deci nu am văzut... La licee există, deja, într-adevăr, de licee, la un moment dat există faptul că am terminat un anumit liceu, începem să ne numim, noi suntem lăzăriști, seviști sau nu mă știu cum spuneam. Da. Cred că asta se poate obține și fără uniformă și mândria apartenenței la ceva. Iar ei sunt chiar mândri că fac altfel și că au timp de ei, că n-au teme. Le-am zis, după ora 3... Eu sincer n-am intrat în contact cu copiii de la școală, dar atât de mult mi s-a lăudat ceea ce se întâmplă. Știi cum e foarte mult spus școala, este mult dincolo, e mult peste școală, adică e altceva decât școală. Dar o denumim școala, ceea ce faceți voi, și atât de mult mi s-a lăudat încât am zis, după ce am povestit, vorbit și mi s-a explicat cât de cât și după ce m-am uitat cât de cât pe site-ul vostru ce e acolo și cum este, la un moment dat am zis, bă, mi-ar plăcea să mai am un copil să-l aduc la American Alternative School. Da. Este, acum, eu am așa un pic... nu-mi place denumire de alternativă, știi? Adică nici în zona asta de sănătate, medicină alternativă, de parcă... nu la asta ne-am gândit. Știu. Și vreau să aprofundăm puțin la ce te-ai gândit. Am gândit-o pur și simplu ca rută alternativă la sistemul clasic de educație. Pentru că, unul, eu nu cred în el. Nu cred în examenele care se dau. Am copii care pleacă la universități de top și unde cei de acolo, când aud de bacul românesc, ridică din sprânceană și spun, nu ne interesează. Vino și fă SAT-ul. Dați voi un SAT. Sau IB-ul. pentru că nu luăm în seamă așa ceva. Stupizenia sistemului. A învățat reproductiv. Eu am terminat psihologie și științele educației. Cei drept nu am fost atras de zona asta de psihologie să stau la capul oamenilor, ci mult mai mult de zona de educație. Dar am făcut practică la Băieții Veseli. E un spital aici. Unde am cunoscut un om cu un IQ extrem de mic și care era capabil să memoreze codul civil dacă îl dădeai. Având IQ 40-50. Mic. Da. Vreau doar să subliniez încă o dată. Atunci am înțeles un lucru, că memoria este doar un ingredient al inteligenței. Poți să memorezi foarte multe lucruri. Exact. Dar dacă nu știi ce să faci cu ele, după aia sunt total degeaba. Asta e experimentul acum cu sistemul clasic de educație, apropo de rata de analfabetism funcțional. Un sistem de evaluare defect, care îi pune să reproducă definiții și așa mai departe, ei învață lucrul ăsta mecanic și nu înțeleg nimic din ce spun. Iar eu mă lupt cu treaba asta, inclusiv în Success Academy, dar și în AM School, pentru că dau exemplu. Avem, public speaking de făcut și le dai timp și au, 15 minute să se documenteze pe un subiect, 10 minute să-și scrie, să-și facă o schemă de speech și să-și pregătească speech-ul. În 10 minute, la cei mici, am găsit nu odată, mai multe ori, mi-aduc aminte de o domnișoară, 12 ani, în 10 minute a scris, pentru că ea nu și-a făcut schema, a zis că ea învață mai bine scris, a scris 2 pagini, față vers, o foaie. Și eu n-am văzut ce a scris, dar stătea în față și începuse
speech-ul, vorbească, și mi se părea extraordinar. Și ca să nu inhib, m-am așezat pe scaunul ei. Uh-huh. Și când am așezat pe scaunul ei și ochii mi s-au dus pe foaie, ea citea cuvânt cuvânt de pe foaie. Uh-huh. Și atunci am zis, Doamne, asta nu este normal. Pentru că asta e o monstruozitate. Uh-huh. Copilul respectiv, până în clasa a șasea, fusese forțat și după, probabil, să învețe într-un mod. Și am lăsat-o să termine, am aplaudat-o cu toții, băi, bravo, nu știu ce, și îi pun o întrebare. Uh-huh. Și îi spun, ai spus la un moment dat că de ce zici asta? Uh-huh. Pentru că dacă vrei să vezi analfabetismul funcțional, este chestia de ce. Și când am pus întrebarea de ce, așa, a înghețat și am zis, păi, așa scria pe Google. Și zic, tu ești capabilă să înveți ceva și să nu înțelegi nimic? Mm-hmm. Da. Și-au dezvoltat un skill, o abilitate fantastică de a memora fără a înțelege. Fără a înțelege, exact. Iar asta e criminal. Pentru că oamenii ăștia o să plătească pensiile. La un moment dat. Da, la un moment dat. Vor conduce lumea asta din diverse poziții. Că e medic, că e, nu știu, secretar undeva sau că este... Da. Vor conduce lucrurile și da, asta nu e o veste bună. Ăsta e un genocid din punctul meu de vedere, dacă se întâmplă ceva în România. Și ce ai făcut? Adică adică există procesul prin care să dezvețe chestia asta, o ajutați copii să se dezvețe de chestia asta. Da, da. Atât cât putem, bineînțeles, pentru că în sistem îi învață la fel. Deci ajung după un an de zile de lucru, spre exemplu, cu noi în Success Academy, ajung să își dezmorțească, pentru că când, nu știu, recapitulez, da? Da. Un alt exemplu. Și spui, ok, am făcut sesiunea trecută. Cu ce ai rămas? Dimi un lucru, o idee cu care... Și îmi dau citate din trainer la început. Și zic, oh my God, zic, nu vreau să-mi zici ce a zis exact. Că Amada și mai departe. Spune-mi părerea ta. Păi n-am părere. Nu e bine. Da, nu zic, sunt antrenați. Dă-mi un exemplu. Exemplul este forma cea mai simplă de gândire. Adică dacă un concept, un lucru, tu știi să-l pui în exemplu, înseamnă că ai înțeles. Și cu exemplu încet, încet. Iar după aia, încet, încet, începem să lucrăm cu mintea și să producă ei. Pentru că în momentul în care le dai absolut orice de făcut, primul lucru îi pun mâna pe Google, pe telefon. Și atunci am zis, băi, hai să facem un pact. Hai să oprim telefonul, pentru că vă dați seama că omenirea n-are cum să mai avanseze dacă tot ce luăm, noi luăm acum despre pe Google. Pentru că pe Google există doar lucruri create de alții și tu le faci. Dacă vrem evoluție, ar trebui întâi să genereze mintea. Hai să facem un pact și să vedem cum facem. Hai să vedem ce generează mintea mai întâi. Și după aia venim și vedem și ce zice Google. Și au o revelație de obicei când facem experimentul ăsta, pentru că mintea generează fantastic de multe idei faine și creative. Iar după aia când se uită pe Google, vin și spun, dar e mai fain ce am făcut noi decât ce am găsit la acolo. Nu știu cine, zic, da. Deci bazați-vă pe mintea voastră, bazați-vă pe ce puteți face voi, pentru că în viață aici o să fii pus în... Orice îi face, că e profesie, că ești antreprenor, că e... va trebui să spui mintea la contribuție. Obligator. Că doar copiezi, nu faci nimic. O să ieșuiezi în mediocritate, asta e clar. Da, da, o să fii un roboțel, să spun așa. Da. Un executant foarte bun, dar doar atâta. Doar atâta. Acum, știi cum e? Societatea este... Ca și în Serbia, avem tot felul de licee, știi, și teoretice, și lingvistice, și științe naturale, etc., etc. Aici este școala alternativă. Ce se întâmplă în sensul momentul în care ai copii care merg foarte bine pe zona de științe sociale, cum ai dat exemplu cu băiatul ăsta, adică cum reușiți să gestionați într-un loc toată această poveste, această diversitate a talentelor copiilor ca să și funcționeze. Adică ca să știi că de obicei este ok, facem o școală specializată pe asta.
Nu cred că e nevoie de o școală specializată pe asta, cât timp interesul primează, iar sursele de informare în momentul ăsta sunt masive. Nici o școală specializată la ora actuală în România nu poate să țină ritmul cu ce găsești pe Google, cu școala Google, să ne înțelegem. Da. Oricât ar vrea. Nu se poate. Modul în care îi susții talentul este o dată să-l descoperi, el să-l conștientizeze, să știe exact direcția. După care există cursuri, avem sute de cursuri pe care le pot face un copil care a zis, mie îmi place astrofizică. N-are unde să facă astrofizică în școala clasică, oriunde s-ar duce el. Zine, da. Ce-ți place chestia asta? Cum a ajuns să-ți placă? Păi a ajuns să-mi placă de când era copil, să uita la un glob, după care a început să se uite pe YouTube, la filmulețe, după care a început să vadă misiunile NASA, da. Și a făcut pe acolo conturi, după care Discovery este pasionat. Știe absolut orice misiune care a plecat de pe Pământ vreodată și cine au fost până la nivel de cine au fost în interior, adică oameni, ți-i spune pe nume, ce au făcut acolo, adică, știu, uiți, clasa a șasea și cât poate să înmagazinezi. Trece a șaptea. Și zic, Doamne ferește, și mă întreabă curs de astrofizică. Zic, da, poți să faci curs de astrofizică. Altcineva m-a întrebat, vreau să fac un curs de horticultură. Fă un curs de horticultură. Cred în cursurile astea ca o funcție de orientare. Copiii noștri, și am foarte mulți de liceu, ajung în clasa 11, abar n-au în ce direcție să o ia. Sunt exact ca niște orbi puși în intersecție, cum spun eu. Sau ceea ce știu este ce le spun părinții. Nu prea, că asta a fost cam mai pe vremea noastră, dar acum copiii sunt chiar crescuți în libertate și își cam iau deciziile. Nu prea văd că mama e medic și gata, te faci și tu medic, am zis eu că asta e. Mai există, mai nu există, zic că nu cu triste, există. Cu tristețe constat că mai există, știi? Eu nu da, spun există că intenții... părinți dezamăgiți, da, știu. Da, părinte da, medic, da. Ai spune, fiică mea nu să face medic. Da, da, okay. Da. Da. Eu asta spun întotdeauna. Intențiile părinților sunt cele mai bune. Da. Dar, pe de altă parte, copilul tău, dacă s-a născut să fie altceva, lasă-l să fie altceva. Altceva? Care e problema? Exact. Dar e chestia aia, mentalitatea, știi, să se transmită, să moștenească, dacă am cabinet de avocatură sau de notarie, să moștenească, să ducă mai departe. Și m-am lovit de altceva. Așa? Deci mi-aduc aminte că terminasem liceul și m-am întâlnit cu un profesor din dirigintele, era, din școala generală. Și bineînțeles că m-am zis, ce faci cu armata națională? Nu ziua, domn profesor, zic, bine, fac. Unde duci, mă? Și zic, păi, zic, o să mă duc să fac psihologie. Ce faci, bă, tu, cu psihologia aia, mă, o să mor de foame. Mi-a dat lumea peste cap. Am avut zile în care stai și m-am gândit, oare fac bine ceea ce fac? Și a fost un cumul acolo, pentru că simțeam că trebuie să plec. Că trebuie să-mi iau viața în mâini și să o fac singur, fără ajutorul părinților. Și a contat mult asta. Dar am fost la un pas la a renunța și a nu mai face. Și în momentul ăsta am dat seama și nu mă duc, pentru că e o chestie așa de ego inutilă. Așa. Dar mi-ar plăcea poate întâmplător să-i spun că n-am murit de foame. Ci din potrivă. Ci din potrivă și că am dezvoltat în România niște lucruri pe care, nu știu, nu le-au făcut și cu, și cu care poți să te mândrești. Ai voie să te mândrești. Sunt extrem de mândru. Pentru că ai schimbat sute de vieți până la urmă. Da, da, da. Și nu numai a copilor, dar știi cum e? Schimbi viața și părintele în momentul în care vezi, când în momentul în care părintele văd, exact. Da, da, da. Știi, chestia aia, bă, nu știu ce faceți, dar faceți bine și continuați. Da, da, da. Avem deseori feedback-uri de genul ăsta. Astăzi am avut, până să vin la tine, zi de feedback-uri. De... Așa. Și am vorbit doar cu părinți care mi-au spus, băi, este foarte, foarte bine. Scriem pe copilul nostru anul următor. Success Academy. În școală nu se pune problema. Acolo suntem în contact continuu și ei oricum trec dintr-un an într-altul direct. Dar mă bucură foarte mult că ei văd, că le-am spus,
voi trebuie să vedeți. Voi trebuie să vedeți schimbările. Și când stai de vorbă cu un părinte și vine și spune, vai, dar s-a schimbat, îl simt că e altfel, dar a venit mai selectiv cu prietenii ăia, nu mai vrea cu ceilalți, anturaje, comportamente. A început să-și facă patul singur. Da, pentru că de fapt ideea este că le inoculezi niște valori de viață. Da. Este pregătire pentru viață. Da. Nu cu notă. Nu. Știi, nu pentru a obține nota sau termina școala cu nota mare și ești muritor de foame cu nota mare. Nu. Acum, nu se înțelege că și subliniez, puteți să aveți și notă mici. Nu e vorba de asta, e vorba de că dacă înveți ceea ce îți place, nota mare este un rezultat implicit. Normal. Exact. Și asta le-am zis. Și părinților. Tuturor. Pornind de la experiența mea cu dirigintele. Deci, indiferent de domeniul în care se duce, dacă vine din interior și o face cu talent, o să monetizeze la un moment dat. Clar. Nu are cum. Păi vrea să facă regizor. O să monetizeze ca regizor dacă își dorește și vrea să facă. Dar dorința încă o dată. Dorința nu este aia că eu cred că vreau o profesie. Da. Dorința este organică, este aici, în stomac. Când ai dorință, e ca și cum ai nevoie de aer. Respiri. Dorință. Și când ajungi în momentul ăla, dar n-ai cum să ajungi în momentul ăla dacă tu te faci, stăteam de vorbă cu un tânăr și îmi spunea, mă duc și de la Politehnică. El fiind un om conformist, el fiind un om al literelor, scrie un limbaj foarte elaborat, nimic, nicio legătură cu Politehnica. Și îmi spunea, zic, cum era decizia asta? M-am descurcat la mate în liceu și știu că pot să o duc. Așa, dacă mă duc pe ce-mi place mie, s-ar putea să nu am o viață așa cum... Dar așa, cu matematica, sigur, o să termin, știu. Și era, de fapt, o neîncredere în sine și am să de vorbă cu el și zic, băi, să ajungem la esență. Ajungem la cine ești tu. O să fii un inginer. Nu eu i-am spus că când lucrez pe zona de carieră, eu doar conduc prin întrebări, le pun întrebări. Și a recunoscut-o singur. E posibil să ajung un inginer mediocru. Da. Cât câștigă un inginer mediocru în actual? Ah, păi unii foarte prost, ok. Hai să vedem cât câștigă un... Și am început să luăm direcția lui pe ce vrea el să, să fie. A zis, da, mă, nu este să faci cum. A pierdut timpul și până la urmă, nu știu dacă a pierdut timpul sau a făcut-o intenționat. Cert este că nu s-a dus să-și depună dosarul în străinătate, cum a zis, și a rămas pe loc și acum în toamnă a zis că voi face un an de politehnică și după aia mă hotărăsc. Zic, ok. Poate vrea să se asigure că, într-adevăr, calea lui este în partea cealaltă și nu în partea asta, alta. Poate rău să pierdă un an. Da. De fapt, nu știu dacă îl pierde, că e o experiență și e asta. E experiență, dar, în plus. Nu știu. Am simțit că am aș vrea să ducă unde simțea. Mai ales că mama îl susținea în direcție oriunde. Sunt, știi cum e, multe fantome în spate care ne bântuie câteodată, mai ales în alegerile astea și în alegerile de viață. Da. Sunteți, de fapt, acum finalizați primul an de școală, corect? Da. Și deja după primul an de școală aveți nevoie să vă extindeți. Da. Ceea ce mi se pare fantastic și deschideți un nou lucru. Când începe anul școlar? Ne extindeam de anul trecut, dar îți recunosc că am pornit la drum cu o teamă. Așa. Deși văzusem sistemul în alte părți, am zis, hai să începem mic. Pentru că vreau să văd cum implementăm noi în formatul nostru de școală. Deci nu e vorba doar de sistemul pus la dispoziție de partenerii noștri americani care l-am văzut. Deci hai să vedem cum se întâmplă lucrurile. Cum ne corect. Și am început cu 30 de copii anul trecut, dar în momentul ăsta ne vom duce la peste 100, probabil, în toamnă. Deja suntem la, cred că avem,
ne apropiem de 90 de copii înscriși. Și nu v-ați făcut publicitate de niciun fel. Ba, da, avem. Adică... avem puțină publicitate făcută, dar nu, au fost foarte multe recomandări. Da, cred că au venit din gură în gură. Da, exact. E exact când vezi copilul tău că înflorește, nu poți să nu spui, să n-arăți că ai făcut o alegere foarte bună. Inclusiv la un moment dat, probabil se întâmplă să te întrebe și oameni. Bă, dar cum merge cu copilul tău? Știi că e veșnic aia întrebare. Și eu când eram copil, nu te întreba de nimic altceva decât cum e la școală. Am urât întrebarea asta. Da, și pe fiul meu, atunci am zis că evit și l-am întrebat ce ai mâncat, câți colegi au fost, ce a zis, dacă te-ai văzut cu diriga, adică orice altceva, dar nu mă interesează cum a fost la școală, că întrebarea este stupidă și normal la întrebare stupidă primești un răspuns din ala. Și blochezi copilul. Și blochezi copilul, da. Eu știu ce le întreb pe fiul meu? Mm. Ce prostie ați făcut asta? Ah, da, super, super. Și începe să spune, păi am fost, i-am pus piedică, nu? Și deschid canalele de comunicare. Exact. Și după aia încet îmi spune și ce a fost interesant. Mm-hmm. Dacă le întreb din prima... Dar și alea sunt interesante. Și alea sunt foarte interesante. Pentru că îi spun, păi că nu faci prostiole la vârsta asta, când să le faci? Dar după aia nu e ok să le faci la 40-50, da. Fă-le acum. Iar el simte că, cum să zic, îl și dojenesc câteodată când face una, s-a suit pe un dulap la un moment dat. Ok, poți să te urci, dar pe dulapul ăla puteai să cazi, putea să se întâmple ceva și erau niște oameni responsabili, deci nu lumea. Dar nu, că mă țineam bine și întotdeauna găsește, dar să-i transmit ideea. Da. Măcar te urci a doua oară, să știi că există posibilitatea asta. Corect. Că tu îți rupi mâna când... Da. Ok, nu o să am ce să fac, că faci o prostioară. Dar el e foarte încântat că îi permit să zică prostioarele. Exact. Dar nepermițându-i, știu că le închid. Clar. Pentru că lui îi place asta. El râde când povestește tot felul de... prostioare. De-aia le fac și de-aia le făceam și noi la școală. Da. Da. Eu întreb și ce ați făcut în pauză, știi, îl întrebam acum, gata, s-a terminat povestea, a terminat și liceul. Da. Dar întreba ce ați făcut în pauză, adică că aveți pauze, da, și cum e și ce este, adică chestia aia... Aici e mai greu la school să-i întrebe părinții. Păi da. Pentru că ei și au pauze oricând vor ei, când obosesc. Așa. Și sunt continuu într-un mediu din ăsta și când îi pui o întrebare genul ăsta, să uită dubios, care pauză acum? Ce pauză? Ei pauza o percep doar pe cea când se duc să mănânce. Aha. La prânz. Cum e programul? De la ce oră la ce oră? De la 9 la 3. După ora 3 există în anumite zile, sunt pregătirile de SAT și în anumite zile sunt proiectele. SAT înseamnă cum ar fi bacaloratul, ca să înțeleagă. Da, o formă. O formă, da. Și pregătirile de când începeți? Adică ei în ce clasă? Clasa 11. Dar le-am spus și celor de-a 9-a și de-a 10-a, veniți pe limba engleză, fără nicio problemă, puteți să începeți din clasa 9-a pregătirea pentru SAT. Pe matematică, clar, sunt niște lucruri, zone pe care nu le-ați cuprins încă, dar ceea ce știți deja din clasa 9-a, vă axați doar pe bucății care. Și atunci participă. Câteodată da, câteodată nu, depinde, fiecare e în funcție de program. Promisiunea mea față de ei este că nu au teme, pentru că tot ce trebuie să facă, nu e că nu au teme, pentru că am avut și situația în care au avut de lucrat, spre exemplu, și n-au lucrat în școală. Și atunci, normal, n-ai lucrat în școală, te duci acasă și va trebui să lucrezi acasă. Dar tu ai timpul la școală până în ora 3 să termin tot ce ai de lucru. Ca după ora 3 să ai timp pentru familia ta, pentru că extrem de puțin timp de calitate petrecut cu familia, ai timp pentru prietenii tăi, pentru hobby-urile tale. Vorbesc cu părinții care mă, să ducem parc și el stă și nu facă știi, acum întrebarea, dar nu fac meditații suplimentare? Știi? Nu există ideea de meditații. Mie mi-a plăcut, l-am avut pe fiul meu în școala britanică în primii ani și la un moment dat a fost un grup destul de mare de părinți a copiilor români, părinți români nemulțumiți pentru că n-au teme și pentru că stau toată ziua la școală și se uită la desene animate. Așa.
Și atunci ne-au chemat, ne-au făcut o oră, care pe mine m-a uns la suflet. O să scurtez povestea, pentru că ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că au punctat apropo de teme, de ce nu au copii teme. Și au spus așa, rolul nostru este să învățăm la școală. Dacă le dăm teme, voi o să vă băgați în treaba noastră. Da. Și o să stricați procesul. Și atunci, așa cum noi nu ne băgăm în treaba voastră de părinte, corect. Nu permitem prin asta să vă băgați în treaba noastră. Corect. Și atunci copilul când vine acasă, rolul tău este să fii părintele lui, nu să fii profesorul meditatorul, corect. Joacă-te cu el și mi s-a părut wow, da. Senzațional, da. Da. Adevărul. Știi, dar am zis, mai comentam și eu că câteodată nu pot să țin gura închisă, zic, dacă nu știți ce să faceți cu copiii, de-aia vreți meditații. Că vă deranjează copii. Nu, e frică. Da, și asta și e frică. Și frică. Și frică că o să fie un... Că o să ieșuieze. Să ieșuieze. Și... Eu nu cred în copii care o să ieșuieze dacă au parte de un guidance cum trebuie. Da. Nu. Dimpotrivă, vor excela. Vor excela. Efortul nu e mare. Eu mi-aduc aminte... Tata mi-a pus meditator la mate în clasa 8-a. M-am dus la prima sesiune. Nu aveam telefon, pe vremea aia știi cum era cu telefonele, că trebuia să... Corect. Depui cerere și când exact. Se aprobau ei, era mai greu pe vremea comuniștilor. Și m-am dus la prima... Și nu mi-a plăcut de prof. Și din momentul ăla eu doar colectam banii. Oh, ce mișto. Și nu s-a mai întâlnit. Cum este? Foarte bine. Cum e? Foarte bine. Mi-a zis că e foarte bine. Cât ai luat asta? Păi mi-a dat test, am luat 9, am luat 10, am luat... Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Iar când am terminat, le-am zis. Adică n-am furat bani. Am zis, uite, da. Banii ăștia, am luat treapta, nu am făcut pregătire. Adică ăștia sunt niște bani pe care i-ați fi aruncat. Acum mie mi se pare că mi se cuvine. Că m-am meditat singur, exact. De fapt. Și zic, n-am... Și bineînțeles că mi-au lăsat și a fost o vacanță super faină. Adică am plecat la mare, știu că am fost foarte în bani în momentul respectiv. La mine în Serbia, la școală, făceai meditații dacă aveai probleme la materia respectivă. Și îți minte, deci asta însemna meditații. Da. Că scârță-i acolo. Nu ca să faci meditații că trebuie. Și exista doar ceva, ceea ce mi-a plăcut foarte mult întotdeauna, este dacă excelai la o materie, atunci existau orele de pregătire pentru olimpiade, pentru care le făceai cu profesorul la școală, nu la meditații, da, la acasă. Da, adică da. Asta era. Eu, când am văzut aici că copiii din clasa întâia fac meditații, sincer, m-am îngrozit. Sau fac dublu meditații. Da. Deci fac meditații cu un cu doi profesori la mate, doi profesori la română, în clasa 8-a. Sau... În fine. De ce faci excelent de bine? Mi-am găsit... Cred că mi-am găsit misiunea. Yes. Foarte mulți oameni am stat de vorbă și îmi dau seama că am slujit pe cine nu trebuie. Că slujeai corporația și care îți spunea du-te și fă-i pe-ai mei vânzători și să, da, să... motivează-i să bani. Nu că ar fi fost rău, dar nu e chiar cum să zic. Da. Înțeles sensul de a servi. Da. În momentul ăsta simt că îi servesc pe ei. Și în momentul ăsta simt că dacă pot să fac ceva, pot să o fac și să se vadă niște urme. M-a întrebat Maria, este una din fetele de la Success, care mi-e atât de dragă, e atât de smart și de deșteaptă și, nu știu, la fel cu partea de orientare în carieră și stăteam de vorbă și am dat bună ziua, o văd. Și mă întreabă, de ce faci asta? Și eu zic, ce fac? Mă și speriați, fac ceva? Nu, de ce ții din timpul tău
să vii să stai de vorbă cu noi. Erau patru din grupa lor și i-am strâns, din mai multe grupe, i-am strâns în... Și eu iau în glumă și spun, băi, nu știu, dacă o-i muri mâine, nu știu, să existe patru oameni, da, foarte în glumă, și uite, patru oameni voi, care, nu știu, la un moment dat poate o să vă aduceți aminte și o să spune, bă, a fost un nebun Ovidiu care, uite, a însemnat puțin. Și o văd în secunda aia că îi dau lacrimile așa și spun, Ovidiu, dar tu ești în mintea mea, în fiecare zi mă gândesc la tine. Moment în care m-a luat pe mine și simțeam cum încur mie lacrimile și zic, bă, Maria, n-am murit. Oprește-te, zic, stop. Și moment din ăla de emoție maximă. Da, și cred că am găsit asta. Schimb pentru că am un principiu să nu renunț la nimeni. Chiar dacă asta se lăsă să te chinuiești și cu un tânăr și acolo obții cea mai mare satisfacție și să le văd mulțumirea în ochi când ne întâlnim. Și un sfat pentru că majoritatea care ne privesc, cred că la ora actuală sunt fie părinți, fie bunici, fie adulți în devenire spre părinți. Un sfat, ce să fac, un ingredient de a face excelent de bine în contextul celor discutate. Acum o să sune a reclamă. Și cred că un sistem, și aici am spus-o de multe ori și nu știu cât de vocal am fost, ăsta e un sistem care supraviețuiește cu acordul nostru tacit. Faptul că eu îmi trimit copilul în fiecare zi la școală, chiar dacă nu îmi convine sistemul, asta îl îi dă legitimitate. Da. Și îl întreține. Normal că nu poți să oprești toți copiii să se mai ducă la școală. Și să... Dar cred că se pot face și pot să existe tot felul de inițiative chiar și de părinți. Și din doamnă aș vrea să pornesc un program gratuit de consultanță în zona asta, că deja au apărut comunități de părinți care își pot construi și pot să facă ei niște lucruri. Nu ei personal, dar pot să ia niște pot iniția ei. Și chiar cred că schimbarea trebuie să înceapă de jos. Adică eu în momentul ăsta, după 30 și mix de ani de la schimbării, nu cred că în următorii ani o să vină o minte luminată care de sus în jos să schimbe un sistem de educație. Unul la mână, iar doi, nu cred că se va schimba nimic, pentru că e foarte greu să schimbi mentalitatea, că de asta te lovești, a 200.000 de oameni care lucrează într-un sistem de educație. Însă, tu ești acea picătură și mai sunt alte picături care arată că totuși se poate și eu cred că va interveni la un moment dat o schimbare calitativă, adică deja este cu pași mici, dar cu siguranță îmi doresc să trăim acele momente când vom fi chemați și vom fi și întrebați, ok, dar voi cum faceți? Aceasta este bolul nostru cu intenții și atunci îți pui o intenție a ta. În gând? În gând, absolut. E a ta. Intenția este a ta. Dorința este a ta. Nu trebuie să ne o spui. Dar că, doar că aceste hârtiuțe sunt cu mesaje, să o desfaci, să-l citim mesajul și eventual să-l comentăm. Dacă am găsit unul ascuns. Așa. Sunt și prinse ca nu cumva, dar să știi că eu nu văd nimic. Dacă nu mi-e până ochelarii. E roșu. E roșu. Are vreo importanță? Nu. Sau poate, da. The ego is a veil between humans and God. Na. Nu știu dacă are. Ego este voalul dintre ființele umane și Dumnezeu. Adevărul este că de foarte multe ori ego-ul părinților, să zic așa, Dumnezeu, partea divină din noi, putem să o interpretăm. Știi? Nu, încercam să fac o corelație cu intenția. Cu intenția. Intenția mea și să văd dacă... Se mai întâmplă să fie... Dar e un mesaj. E un mesaj de care avem nevoie sau poate urmăritorii noștri au nevoie. Îți mulțumesc foarte mare mult. Cu drag.
E un proiect fenomenal, mă bucur că existi și mă bucur că reușești să faci asta și chiar mi-aș dori să văd școala înmulțită, nu numai în București, ci în multe alte orașe, fie că o să fie o școală altfel, o școală pentru copii cu adevărat. Da, 100% adaptată la copii. Îți mulțumesc. Cu mare drag. Dragilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi și țineți minte să apăsați pe butonul roșu de subscribe și împărtășiți această informație și cu cei dragi, dați un share, dați un like. Pe data viitoare și țineți minte să faceți excelent de bine.